Polițiștii din buza au fost sesizați marseară cu o femeie în vârstă de 73 de ani din Toropălești, Comuna Buda, ar fi plecat voluntar de la domiciliu și nu ar mai fi revenit. Au fost demarate imediat misiunile de căutare. Miercuri bătrâna a fost găsită de polițiști pe un teren accidentat greu accesibil în apropierea unei ape curgătoare. Având în vedere vârsta înaintată și starea de sănătate a persoanei, a fost transportată pentru a fi preluată de către un echipaj medical în scopul evaluării și acordării îngrijirilor de specialitate. Din primele discuții purtate cu femeia nu au rezultat indicii, spun polițiștii, că ar fi fost victima vreunei infracțiuni. O altă femeie de 83 de ani din Zărnește, a cărei dispariție a fost sesizată de nepoată, este căutată acum de polițiști, inclusiv cu ajutorul elicopterului.